Răzvan Meseșanu, coordonatorul Pro-România filiala Călăraș, a declarat că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va intra în nicio alianță la alegerile locale. De asemenea, Meseșanu ne-a vorbit despre deciziile luate la Convenția Națională și noile schimbări din interiorul partidului la nivel local. Convenția Națională este forul în care toți oamenii cu putere de decizie din țară, împreună cu președintele Victor Ponta, cu parlamentarii Pro-România, au hotărât să lanseze un manifest deosebit de important, atât pentru țară, cât și pentru noi, ca membrii Pro-România, din fiecare județ, din fiecare localitate, un manifest, chiar așa intitulat, Manifestul Pro-România, în care s-au stabilit liniile directoare pentru țară, din punct de vedere al organizației noastre politice, în care sunt trecute 10 idei extrem de importante pe sănătate, pe educație, pe digitalizarea administrativă, pe reforma administrativă, pe parte de demografie, deci chestiuni foarte importante, poate chiar de viitor, de avantgardă, mai greu de înțeles pentru unii cetățeni, dar de foarte mare impact, care credem noi că își vor pune amprenta în momentul în care vom reuși să avem oamenii în structurile de decizie, își vor pune amprenta pe dezvoltarea clară a societății românești. Și ele își vor regăsi ancorarea în realitate odată cu alegerile locale, cu alegerile parlamentare și în momentul în care oamenii, candidații noștri vor reuși să aibă sufragile suficiente de la alegerile respective în funcțiile de decizie. Ați adus în discuție alegerile. Nu peste foarte mult timp, vom intra în perioada de precampanie. Cu cine veți face alianțe? Dacă veți face alianțe? Până la alegeri este exclus, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere, până la urmă, și de la nivel național, orice fel de alianță. Vedeți, dumneavoastră, la Convenția Națională au fost două părți. O parte, să zicem, incipientă, în care au venit cu mesaje de curtoazie și reprezentanții altor partide mai micuțe, avocatul Ionașcu din partea partidului, spatele căruia se află domnul Voiculescu, partidul PPUR, ceva de genul acesta. A venit primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a venit președintele PSD, Marcel Ciolacu și după ce și-au epuizat discursurile, s-au luat o pauză. După aceste discursuri, toate agențiile de știri, toți reprezentanții mass media au concluzionat că aceste mesaje de curtoazie de a fi invitați noi, din cei din Pro-România, la alianțe, de a ne întoarce la matcă, așa cum a spus președintele Ciolacu, au fost înțelese ca și când gata s-a bătut palma pentru alianțe. Nu au avut răbdare să asiste la discursurile, sau au avut răbdare, dar a ținut cap de afiș aceste prime mesaje. Nu au avut poate răbdare să asculte și mesajele liderilor noștri, în frunte cu președintele Ponta, în frunte cu europarlamentarul Corina Crețu, ceilalți lideri, primarul Bacăului, da? Deputatul Nechifor, da? din nordul Moldovei și toți ceilalți lideri, Nicu Bănicioiu, care au spus, nu mai spun de domnul senator Țuțuianu, toți au spus foarte clar, nu facem niciun fel de alianță până la alegerile locale. Chiar și după alegerile locale se pune sub semnul întrebării o eventuală alianță. Până la urmă decid organizațiile locale dacă se impune sau nu pentru susținerea unuia sau altuia dintre candidați oportunitatea de a face o alianță locală. Dar pentru județul Călăraș, și aici vreau să fiu foarte clar și să le transmit cetățenilor din județul Călăraș, colegilor mei, membrilor de partid, nu se pune problema de a face o alianță. Noi am structurat ca și organizație în jurul unui nucleu, în fiecare localitate, unui nucleu tânăr, unui nucleu de oameni extrem de valoroși, care chiar vor să reprezinte un alt aluat, o nișă între cei doi coloși care au dezamăgit până acum, între PSD și PNL, iar Pro-România își va menține acest trend crescător de a reprezenta altceva în peisajul politic local. Există foarte multe tendințe de a încerca să fim destructurați. Și PSD-ul și PNL-ul încearcă, dar mai ales Partidul Social Democrat,
încearcă să bage bățul prin gard, cum se spune, și să ne intimideze pe aici pe acolo, mai ales că foarte mulți dintre candidații noștri sunt tineri și încearcă să îi intimideze și să-i facă să renunțe. Ne puteți da un exemplu? Este, da, este un caz pe care l-am mai anunțat deja, primarul Daniel Nedelcu Pațurcă, de la Borcea, tot face presiuni împreună cu alți membri ai colectivității locale de acolo, cu directorii de la școli, încearcă să o determine pe candidata noastră, pe doamna profesor Georgiana Udrea, să renunțe la candidatură. Este, doamna profesor, este un candidat redutabil, dar reprezintă chiar o opțiune foarte serioasă pentru a fi primar în comuna Borcea. Și transmit încă o dată pe această cale să încerce să termine cu asemenea atitudini și pot chiar să-l avertizez pe această cale că vom lua și alte măsuri decât simpla avertizare și simpla poate să fie formulată și ca o rugăminte. Da? Să încerce să termine cu asemenea manifestări care nu fac cinste unui primar cu atâtea mandate. Să determine o altă atitudine, în primul rând la propria persoană și apoi să meargă la cetățeni să câștige un alt mandat. Nu așa prin a-l determina pe contracandidat să renunțe. La nivel local, ați identificat candidați în fiecare localitate? Ați identificat candidat pentru municipiile reședință de județ și pentru Consiliul Județean? Mai avem ceva de lucrat. Am estimat la o altă conferință de presă și v-am anunțat că undeva la sfârșitul lunii februarie vom anunța candidații pentru toate localitățile. Cred că o să intrăm puțin în luna martie, 10, dar nu mai târziu de 15 martie și o să-i anunțăm pe toți, inclusiv pentru Consiliul Județean și, bineînțeles, pentru cele două municipii. În ultima perioadă, în mediul online, am văzut o schimbare de atitudine a domnului Alexandru Șohan. Voiam să vă întreb, s-a întâmplat ceva? Domnia sa mai este membru pro-România? Da, este membru pro-România. N-am niciun fel de informație că n-am mai fi membru al partidului nostru. În schimb, nu mai este coordonatorul organizației la nivel municipal. Până lui și-a dat demisia din funcția de coordonator al organizației municipale, dar nu știu să fi plecat din partid. Cine ocupa în momentul de față? Domnul Alex Chiriță. Domnul inginer Alex Chiriță este coordonatorul organizației municipale. Domnul Șohan a avut niște nemulțumiri. Eu am luat act de demisia domnului sale din funcția de coordonator. I-am mulțumit pentru modul în care a organizat partidul la nivelul filialei municipale, dar asta a fost hotărârea domnului sale, o respect și îmi doresc să rămână alături de partid. Fiecare este stăpân pe propria voință și pe propria atitudine.